Moldova a devenit a doua casă pentru mulți refugiați din Ucraina. La Edineț sunt refugiați care deja s-au stabilit cu traiul, își caută un loc de muncă și au înscris copiii la grădiniță și la școală. În ajutor le vine o asociație obștească locală care pregătește prânzuri calde și a amenajat un centru de informare pentru refugiați, iar cu susținerea primăriei, la Edineț sunt deschise câteva centre de cazare. Printre refugiații ucraineni din oraș se numără Svetlana Zabavotski, plecată din Ucraina din 27 februarie, împreună cu trei copii ai săi cu vârstele de 3, 11 și 15 ani. Муж привез, его пропустили через границу, он нас обеспечил, нас, ну, в надежное место, как бы, и сам поехал назад защищать свою родину. Это очень тяжело, дети рыдали. Femeia și cei trei copii sunt cazați într-un cămin din Edineț. De două săptămâni, minorii frecventează grădinița și școala. Все нормально, нравится, знакомиться, чтобы немножко отвлечься, это все. Они у меня такие, ну, коммуникабельные, как бы сказать. Нормально. Нормально, пришли первый день, говорю, ну как, у меня уже друзья есть. Iar Maria Genova din Odessa a venit la Edineț cu doi copii în ziua de 1 martie. Femeia plănuiește să stea numai în Moldova, deoarece se simte aproape de casă. Здесь нам очень понравилось, все добродушные, приняли нас. Деткам понравилось с первого дня, дали нам бесплатное жилье. В принципе, пока мы здесь как у себя дома, потому что на самом-то деле здесь народ такой же, как и у нас, гостеприимный, добрый, душа там, и это естественно, и я вот почему не хочу дальше ехать, потому что я близко возле дома. Центрele de triere amenajate la Edineț sunt gestionate de Asociația Raională de Educare a Adulților Prutul de Sus. Reprezentanții Asociației Obștești spun că scopul principal al lor în această perioadă este să-i ajute pe refugiați. Numărul a scăzut, în primele zile erau foarte mulți în tranzit, adică luau prânzul, se cazau până dimineața, câteva ore stăteau și se odihneau, pe urmă ei erau cu transportul propriu și adică plecau mai departe. Acum au scăzut, au rămas cei care n-au unde pleca. La centrul de informare a refugiaților au parte de un prânz cald, iar cei stabiliți deja în Edineț își pot alege aici hrane, haine sau lucruri de primă necesitate donate de localnici, oameni de afaceri și din străinătate. Oamenii au donat din puținul care l-au avut. Ne-au adus și borcane cu conservatori, și haine, și jucării, și produse alimentare. Adică tot ce au avut prin gospodărie. Suntem mândri de comunitatea noastră. Poporul nostru s-a descurcat cu brio, s-a descurcat nemijlocit cetățenii, populația Republicii Moldova, pentru și cei ce este la Edineț. Localul este al nostru, dar are grijă o asociație obștească. Zeci de voluntari s-au implicat în susținerea refugiaților. Am hotărât să devin voluntar de motivul că m-a afectat emoțional situația din Ucraina. O să mă încarc peste noapte cu energie și a doua zi o să vin să continui mai departe, chiar dacă sunt obosită. Deja de 3 săptămâni sunt în concediu și fac voluntariat aici pentru a ajuta refugiații și oamenii care au nevoie de un ajutor și un sprijin în țara noastră. La cele 6 centre amenajate în Edineț sunt cazați aproape 200 de refugiați din Ucraina.